Campionatele europene de box rezervate sportivilor care nu au împlinit încă 22 de ani au debutat marți în sala polivalentă Danubius din Brăila. Prezent la eveniment, președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Cofaliu, a ținut să prezinte importanța Brăilei în acest sport din România. Federația Română de Box, în fruntea cu președintele Vasile Câte, a făcut eforturi mari pentru a găsi sponsori care au acoperit aproape integral bugetul competiției. Primul român care a intrat în concurs, brăileanul Marian Pita, l-a învins cu 5-0 pe moldoveanul Andrei Sanjura. Meciul a avut loc la categoria 69 de kilograme.